Deci aici suntem în fața stomatologiei, cu o parcare frumoasă din față. Da, ar fi o alee. Copacii ăștia super curățați, sunt amenajat aici îndreptat. Da, hai să mergem pe lângă apă, să vedem cât de aproape e apa aici. Da. Și nu e foarte departe de școală. Și nici de centru comun. Deci aici merge o străduță și probabil trece dincolo. Face niște poze și așa de la... Da. Deci ea vine încolo, apa și se duce Albia. Dar n-are urcare pe malul ălalalt. Dincolo casele, îi perdea de verdea, să vezi, și protejează. Hai să mergem un pic înapoi și vedem imediat cum este. Acolo ar fi perfect pentru o parcare. Da. Hai să vedem. Da. Așa trecem prin el ca să avem un pic de informații despre zona asta. Da, aici spațiul verde e deja amenajat, nu-ți mai trebuie, nu știu ce, copaci aduși, știi? Copaci nu, dar trebuie curățat și îndreptat tot absolut. Da. S-a mânat din nou o iarbă lumea. În momentul când se seamănă, trebuie și o mașină de când se iarbă, știi? De gazon. Da, trebuie una din aia mare, să poată întreține un așa spațiu, da. Da, aici zona asta ar fi da. Și uite, aici are un spațiu deschis, aici se pot amenaja pentru grătare, pentru... Da, o hursă pentru copii, un topogan, o chestie. Da, acolo avem iar acces la apă. La apă trebuie amenajat, pe lac îndreptat, pe hus. La zona da, este intrare și de acolo și are acces la asta. Și aici unde este intrările, astea se pot face alei, știi? Pentru plimbat, cu role, cu bicicletă. De acolo intrare, nu sunt intrare. Da, da. Deci asta e super. Aici are intrare iar în apă și aici chiar iese pe malul ălalt. Da. Aici este trecere în la case acolo. Foarte frumos că e legat de apă și se poate folosi apa asta pentru chestii faine, chiar un iaz sau așa numai pentru agrement. În momentul când se curăță toate, e alt aspect, mai ales vară, timp de vară când e vară. Da. Na, zona asta, cam prin de aici, așa, deci de aici până... Da, deci asta e... Și ce e frumos că acolo avem în față, ne-a lăsat mașina pentru parcare și spațiul ăsta deschis, aici se poate amenaja mult. Și aici merge până în colț. Deci aici se duce până se închide, un pic se apropie drumul de apă, acolo să fie finalizarea. Asta dacă suntem uniți și așa, eu într-o săptămână, dacă vin cu escalator bine, cu aprobarea primăriei și cu tot, sunt dreaptă să ne vedem. Defrișăm să, tot. Să tai. Lăsăm numai ce trebuie. Da. Să lasă copacii ăștia drept, frumos, tineretul care e drept. Și sunt dreaptă frumos și să seamănă. Să montează niște bănci. Da. Dacă avem ajutoarul, se poate face de la cei, largă, la cei din lemn, de exemplu, băncuțile și topoganii. Deci asta la lemn, eu mă pot implica foarte bine să facem mobilierul parcului din lemn. Și asta putem face fără mari cheltuieli, da. Care pot să iasă un parc
Da, și aici aleile o să le facem cu piatră concasată, nu trebuie pavaj deocamdată, știi? Nu, se îndreaptă, vezi da. Că nu e drept aici. Se îndreaptă, se bagă concasat. Da, da. Mai... Eventual, poate borduri, da? Deocamdată concasat, borduri, ca să nu... Nu stă bine cu borduri, nu par. Deci se poate, dacă nu primești piatră mai tot naturală, te părți. Atunci se dă bine, știi? Da. Putem afla oare... Să băgăm betoane în parc, nu prea. Da, da. O să trebuiască aflat da, proprietatea zonă, terenului, dacă e proprietatea primăriei. În zonă aici duce destul de bun. Da. Aici avem stomatologia, unde familia asta tânără, care e foarte bună treabă, fac la, la dinți. Doamne ajută, nu? Doamne ajută, da. Asta e material pentru întâlnirea de la Sorin, la cramă. Material de gândire.